facultate, ci pur din... Da. Dacă în zonă pe care ei îți propun să faceți un duet pe viitor, o piesă pe care o compuneți nouă și ești și tu de acord și nu știu... Cred că în urma acestui scandal, nu știu dacă e foarte posibil așa ceva, doar dacă ar fi sub un alt nume, Carlos, adică Andrei. Eu îmi dau seama că acest proiect, Carlos, a fost creat cu un anumit, pentru un anumit contingent, pentru un anumit public și dacă e să facem ceva, poate sub alt brand, adică poate cu el ca persoană.